Sfântul Nicolae, supranumit Făcătorul de Minuni, este unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinității. Este iubit de copii, dar și de către adulții care adoră să facă în această zi cadouri celor dragi. Astăzi vom afla ce obiceiuri, dar și ce tradiții au oamenii de Moș Nicolae. Sfântul Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie, este o zi specială încărcată cu tradiții și credințe care au rezistat timpului. În această noapte se spune că cerurile se deschid, iar dorințele sincere se îndeplinesc. Iată ce trebuie să respecti în seara de 15-6 decembrie pentru a atrage norocul în viața ta tot anul viitor. Pregătește ghetele sau cizmele pentru Moș Nicolae. Tradițional, copiii așează ghetele sau cizmele în fața ușii sau la fereastră în speranța că Moș Nicolae le va umple cu daruri și dulciuri în timpul nopții. Această practică simbolizează generozitatea și surprizele plăcute pe care le poate aduce această zi. Spuneți dorințele cu sinceritate. Sfântul Nicolae este asociat cu îndeplinirea dorințelor. În această noapte ia timp să reflectezi și să-ți exprimi cu sinceritate dorințele pentru noul an. Spune că aceste dorințe, rostite în liniște și cu inima deschisă, au șansă mai mare să devină realitate. Ofrandă și recunoștință. În dimineața de 6 decembrie, adu-o mică ofrandă în semn de recunoștință pentru bunătatea și generozitatea Sfântului Nicolae. Poate fi o mică lumânare, o floare sau o simplă rugăciune. Această ofrandă simbolizează recunoștința ta pentru ajutorul divin și îți aduce binecuvântările pentru anul care vine. Ajută-i pe cei nevoiași. Sfântul Nicolae este cunoscut și pentru faptele sale caritabile. În această zi, implică-te în acțiuni de caritate sau ajută pe cineva în nevoie. Faptele bune și generozitatea aduc noroc conform tradiției și te conectează cu spiritul Sfântului Nicolae. Respectă tradițiile locale. Fiecare regiune are tradiții specifice legate de sărbătoarea Sfântului Nicolae. Fie că este vorba de colindat, participarea la slujbe religioase sau alte obiceiuri locale, respectarea acestor tradiții îți aduce nu doar o experiență culturală, ci și o conexiune mai profundă cu spiritul sărbătorii. Împarte cu ceilalți. Sfântul Nicolae este un model de generozitate. Împarte și tu cu cei din jurul tău în această zi. Fie că este vorba de mici realizări de timpul tău sau de resursele pe care le ai, actele de generozitate aduc bucurie și aducerea în preajma ta energiilor pozitive. În concluzie, Sfântul Nicolae este o ocazie de a celebra generozitatea, faptele bune și comunitatea. Prin respectarea tradițiilor și implicarea în acte de caritate, poți atrage norocul și bunătatea în viața ta pentru întreg anul ce va veni. Relatează sursebune.com.